Republica Moldova se alătură programului Europa Digitală, o inițiativă a Uniunii Europene, care vine cu numeroase beneficii pentru antreprenori, primării și alte instituții locale și centrale, ONG-uri și cetățeni. Acordul semnat la Bruxelles de către vicepremierul Dumitru Alaiba și comisarul european responsabil pentru piața internă, Thierry Breton, prevede accesul la fonduri europene pentru digitalizare. Iar aceasta va contribui la realizarea prevederilor strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova. Bugetul total de 7,5 miliarde de euro este disponibil pentru toate țările membre ale programului până în anul 2027, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Una dintre prioritățile strategiei ține de digitalizarea serviciilor publice. În 2023, cetățenii moldoveni și-au perfectat prin internet 10.000 de extrase, iar persoanele juridice de două ori mai multe. Din 2022 pot fi solicitate electronic 10 de tipuri de acte. Pentru aceasta este necesar ca solicitantul să aibă semnătură electronică, care poate fi obținută fie la operatorii de telefonie mobilă, fie la Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. O soluție de alternativă este autentificarea în două etape și accesul se realizează prin portalul mpas.gov.md. Lista tuturor serviciilor electronice poate fi găsită pe site-ul servicii.gov.md. Ce se află pe el, așa, iată, eu pot doar să vă arăt că aici, conform ciclului de viață a unui cetățean, el poate să-și aleagă care tematică pentru el este interesantă. Sau dacă el știe nemijlocit prestatorul serviciilor publice, atunci noi, iată, vom găsi, așa, să luăm servicii, agenție servicii publice. Și noi, în cazul de față, avem 80 de servicii care sunt introduse în acest portal, dintre care noi vom vedea, iată, cu litera E, acest serviciu este electronic. Deocamdată, nu toate extrasele și actele pot fi solicitate sau recepționate prin internet. Dacă vorbim de serviciile care sunt prestate la moment, putem vorbi despre starea civilă, despre depunerea cererii online pentru obținerea actelor de stare civilă, așa cum sunt documente de gen duplicate de naștere, duplicate de căsătorie, de deces pentru o rudă, în jurul la 12 servicii. Actele electronice pot fi solicitate de la autorități fără a ieși din casă sau a sta la coadă în fața ghișeelor. Mai mult, solicitarea poate fi făcută și în timp ce persoana se află peste hotare. Подпис. Да, да, да. Есть у вас? Да. А вы ее использовали? Да, конечно. И а почему вы решили сделать себе электронную подпись? Ну, мне прежде всего это надо было по работе, а можно же сделать как бы как и для работы, так и для физического лица. Unii cetățeni moldoveni ne-au spus că nu sunt încă pregătiți să renunțe la metoda tradițională de interacțiuni cu funcționarii când au nevoie de acte. Format fizic e tare bun pentru că nu toate cerințele care noi le vrem să le aflăm de la electronic, noi nu le putem afla. Mai bine să fie cum a fost înainte. Să fie și așa, și așa. Acest bărbat spune că a rămas încântat după ce a accesat serviciile publice electronice. Прикольно, очень удобная история для Молдовы, мне кажется, просто что многие уезжают отсюда. Agenția Servicii Publice a anunțat că intenționează să digitalizeze cât mai multe servicii publice. Potrivit lui Sergiu Sitnic, șeful Departamentului Digitalizare al instituției, în 2024 această listă va include și anumite proceduri ce țin de cumpărarea-vânzarea automobilelor. Informația solicitată și recepționată și toate extrasele electronice se păstrează în cabinetul personal al solicitanților de pe portalul mcabinet.gov.md. În caz de necesitate, acestea pot fi prezentate oricărei instituții, inclusiv la Inspectoratul Fiscal.